quello che c'è. Se stia cadere dal 6 cm. Și trebuie să arătăm că FG este paralel cu D, e paralel cu MN. Și să calculăm BC, MN și FG. Ipoteza, concluzia. Mai citim o dată că am... Mai cât am scris-o așa, dar nu am... N-am înțeles. Și spune încă o dată în problemă? Deci avem triunghiul ABC. Da. Și avem mai multe puncte care sunt mijloacele unor... Segmente. Segmente, da. Mijloacele unor segmente. Desenăm triunghiul ABC. D e mijlocul lui AB. Da. E e mijlocul lui AC. F e mijlocul lui AD. G e mijlocul lui AE. Da. E mijlocul lui DB. Și nu e mijlocul lui EC. Da. Ca și cum ar fost laturile care împărțite în câte segmente? În patru. În patru. Deci spune, e vorba de latura AB, nu? Da, și AC. AC, care au fost împărțite fiecare din ele în patru, prin puncte, în câte trei puncte, nu? Care s-au fost repartizate, dar da. Împărțite în părți egale, acele patru. Și trebuie să arătăm că FG, DE și MN sunt paralele. Așa. Știm că DE e 6 cm. Numai atât, dai? Da. Ai, da. Păi, ar fi chestia asta. Teorema paralelelor echidistante. Sigur că da. Deci teorema paralelelor echidistante îți atrage atenția. Că apar și ele câte paralele. Deocamdată nu știi că sunt paralele. Da. Vezi? Nu știm că sunt paralele. Noi știm că pe secantele acelea, trebuie dreptele respective... Trebuie să arătăm că AF e congruent cu FD și care e congruent cu DM, care e congruent cu MB. Trebuie să arătăm că segmentele astea sunt congruente. Așa. Și ele sunt congruente din ipoteză. Mai întâi a fost tot AB împărțit în două. Da. Și apoi jumătățile acelea au fost împărțite în două. Da. Deci e clar că sunt împărțite în părți egale. Dincolo? La fel. Așa e, la fel. Acum, nu știm că sunt paralele. Știi, la paralele echidistanțe era chestia aceea, dacă avem mai multe drepte paralele, echidistante, adică la egal distanță una de alte, pe orice secantă o ducem, nu așa spune parcă, da. Pe orice secantă pe o ducem, segmente... Și dacă determin pe o secantă segmente congruente, atunci... pe orice altă secantă determină. Da. Atunci pe orice altă secantă, dar în ipoteză aveam că ele sunt paralele, nu? Da. Ori aici tocmai ni se cere să arătăm că sunt paralele. Deci nu avem condițiile de la teorema aceea.
Era teorema paralele echidistante, adică de așa știai că sunt paralele și la egală distanță. Hai să ne notăm cu prima, aceea care e jumătate. Când ai dus prima jumătate, ce se întâmplă acolo cu triunghiul? Prima jumătate, adică dă. Care e D jumătatea lui A, B, apoi... A, da, astea D, E, e linie mijlocie. Da, și ce știm? Despre linia mijlocie, dacă ai un rezultat, dacă îl știi. Dacă îl știi, știm că, păi știm că linia mijlocie e 6 cm. Da, dar tu ca teorii, dacă ai vreun rezultat despre linia mijlocie? Nu. Nu ai niciun rezultat. Păi dacă nu ai rezultat, hai să încercăm să-l găsim. Cum ți se pare triunghiul A, D, E față de triunghiul ABC, ăla de la început? Ce aseamănă? Pare să fie asemenea, dar de unde, ce motiv ai să spui că sunt asemenea? Niciunul. Trebuie să încerci. Triunghiul ADE acela și cu ABC au măcar un unghi comun. Unghiul din A și în triunghiul ADE și în triunghiul ABC. Deci, măcar un unghi, cele două triunghi îl au. Este de aceeași măsură, că este același unghi. Și într-un triunghi și în celălalt triunghi. Ți se pare că sunt asemenea. Dacă ar fi așa, ar trebui să te placezi într-unul din cazuri de asemănare. Adică, cele două triunghiuri ar trebui să fie ori unghi-unghi, dar tu ai numai un singur unghi, al doilea nu-l mai ai. Da. Că nici ăla din D, care pare să fie cu ăsta de jos, din B, parcă, nu? Da. Și celălalt din E cu... Nu ai din niciun motiv să spui, da, că sunt asemenea. Sunt egale unghiurile acelea. Dacă nu ai motive, atunci te gândești la un caz de asemănare în care să ai laturile proporționale. Știi bine că dacă au câte un unghi, și au câte un unghi cele două triunghi, unghiul ai comun. Și acum ești obligată să tragi de... să te duci spre cazul al doilea de asemănare, adică să poți arăta că A e, da, supra tot AB-ul. Cât ar fi raportul ăsta A e supra AB? A e supra AB. Da. Dacă eu e la mijloc? Ar fi 1 pe 2. 1 pe 2. Dar în partea cealaltă. A... de supra C. Da. Tot 1 pe 2. Păi nu sunt egale ca valoare. Ba da. Deci iată că fructific și faptul că D-i la mijloc și... și cine e eu e la mijloc. Da, și poți să scrii raportul de asemănare. Da. Deci ea începe să scrie așa. Unghiul A, deci fie triunghiurile. Începi să... așa, demonstrația, da? Fie triunghiurile. Care triunghiuri? ABC. Da. Și ADE. Da. Dei la analiză. Și acolo dă. Spui despre cele două triunghiuri. Ce au? Unghiul A. Unghiul A congruent cu unghiul A. Asta e ca comun, cu alte cuvinte. Unghiul A comun. Și într-un triunghi și în celălalt. De desubt, încep să spui cum A, cum D e mijlocul lui... cum D e mijlocul lui AB. Dar nu scrii D e mijlocul lui AB, scrie așa. Cum A, D congruent cu D, așa, matematică. A, D congruent cu DB. Da, cum A, D congruent cu DB. Rezultă că A, D supra tot AB egal cu... 1 pe 2. 1 pe 2. Pe de altă parte de sub scrii cum A e. Cum e. A e. Așa. Congruent cu. Așa. C
că e. Da, rezultă că A e supra AC, da, cu 1 pe 2. Da. Acolo, din cele două, că ți-o dat aceeași valoare, poți să-l scrii egalitatea între cele două. Adică ce vei spune? AD supra AD supra E. Nu. AD supra AB, primul raport. B, da. Egal cu? Egal cu AE supra AC. AE supra AC. Și din faptul că aveau pe unghiul comun și ai raportul laturilor omologe, adică laturile care formează unghiul respectiv, dintr-un triunghi și pe un laturile din celălalt triunghi, deși aveai ce? Că unghiul care este comun? Unghiul A comun. Din cele două lucruri, din A comun și raportul laturilor care formează unghiurile, adică AD supra AB egal cu AE supra AC și fiind acomun, acolat din cele două lucruri, conform cazului care de asemănare acum, parcă era cazul 2, cu unghi-unghi era un cazul 1, deci conform cazului de asemănare care l-am discutat data trecută, nu mai știu eu care, cum îl notasem. Unghi latură, unghi era la cazul întâi de egalitate și l-am dus cazul întâi de asemănare în care am folosit un unghi și laturile omologe proporționale. Deci și cazul întâi de asemănare, cum l-am notat noi acolo. Da, câte un unghi și laturile care formează unghiuri proporționale. Iată, chiar așa este cazul ăsta, nu? Au câte un unghi congruent, cum e la noi cazul unghiul. Așa, cazul întâi de asemănare. Deci, conform cazului întâi de asemănare, rezultă că triunghiul luat în discuție. Rezultă că ABC. Da. Și ADE sunt... Asemenea, hotărâtă ești acum. Rezultă că ABC e asemenea cu ADC. Dacă... Și rezultă că... Și cel, s-ar continua raportul de asemănare, că tu ai scris numai două rapoarte, nu? Ar continua și că egal mai departe cu al treilea raport, adică cu D, E supra, nu? Adică ar trebui să continui. Cum ai avut două, zici egal mai departe, le scrii pe cele două și egal și cu al treilea. Adică pe cele două care le-ai avut din ipoteză, era vorba de AD supra AB, da? Scrii AD supra AB egal cu... Da, la rezultă acolo. AD supra AB egal cu... AE supra AE. Da. C. Și egal cu al treilea. Egal cu DE supra AC. Exact. Și sublinează pe asta, egal cu DE supra AC. Asta e noutatea, că tu îți permiți să mai continui și cu cel de-al treilea și raport. Și îl știm pe DE. Și egal cu... Nu. Scriem 1 pe 2 egal cu... 1 pe 2 egal cu 6 supra BC. Și poate afla pe BC. Și poate afla BC, dar ca rezultat era important. Ai să înțelegi că asta e egal tot cu 1 pe 2. Da. Și egal cu 1 pe 2, adică totdeauna linia mijlocie jumătate din bază. Asta e rezultatul fantastic care vreau să spun. Și BC egal cu 12 pe. Deci totdeauna linia mijlocie jumătate din bază. Da. Din latura la care ducem, da? Deci notează asta, observați, asta e foarte important. E și ca urmarea cazul de asemănare. Deci linia mijlocie este egală cu jumătate din bază. Din bază, că cum apare acolo dusă dreapta asta. Dar încă mai ai un rezultat. În afară de faptul că aveau câte un unghi, din cazul că tu ai stabilit că sunt asemenea, toate unghiurile trebuie să fie congruente. Deci adică unghiul D cu unghiul B. Așa, deci acolo rezultă, în afară de faptul că ai scris asta, trebuie să continui cu unghiul, așa, unghiul D congruent cu unghiul B și celălaltul E cu C. E cu C. Și din asta rezultă că sunt... Că D e paralel cu B. Asta-i. Deci acum privind
fiindcă ai D, treci acolo și redactează cum unghiul D congruent cu unghiul B. Unghiul D. Congruent cu unghiul B. Iar de desubt spui pentru DE și BC apare AB secantă, nu? Pentru DE și BC secanta secanta DE și BC AB. Secanta AB, sigur că da. Apare secanta AB. Și atunci ce fel de unghiuri devin acele două care D și E? Ce fel de unghiuri devin? Corespondente. Așa. Rezultă unghiurile D și B sunt corespondente și cum sunt și egale, le obligă pe, da? Deci unghiurile cele apar drept corespondente, congruente, și atunci drepte luate în discuții de noi devin obligatorii paralele. Deci rezultă că dreapta care? Rezultă că DE e paralel cu BC. DE e paralel cu BC. Și iată-ne la final, linia mijlocie este jumătate din bază și paralelă cu baza. Da. Subliniem asta. Asta e rezultat spectaculos, pe care nu-l mai uităm niciodată. Te-am întrebat, ai vreo idee? Din bază și paralelă cu baza. Așa asta. Deci, notează, linia mijlocie jumătate din bază și paralelă cu așa asta. E văzut jumătate că am demonstrat și că e paralelă am demonstrat. Sublinează și scrieți asta ca un rezultat spectaculos, așa că să nu mai uiți nicio clipă. Așa cum ai făcut acolo. Deci, linia mijlocie, că te-am întrebat mai înainte, știi ceva de linia mijlocie? Ai zis că nu. Știam ceva cu jumătate, dar nu eram sigură. Păi vezi, din ce motiv nu erai sigură? Hai să, vreau că să... Nu știam clar. Nu știam dacă e sigură. Dar nu știai să demonstrezi. Da. Eu nu știai de unde vine rezultatele astea. Măi, Ioana, tu observi că matematica asta e de o frumusețe rară și că lucrurile curg așa, curg unele din altele, tot este perfect. Acum nu înțelege de ce să faci asemănarea. Ia